Situația alarmantă în Prahova. În decurs de o oră, medicii de la ambulanță în aceeași seară au primit 3 apeluri de ajutor. 3 femei au încercat în diferite zone din județ să-și pună capăt zilelor. Ce este mai ciudat este că toate au încercat în același fel, înghițind pastile. Am avut o tură de noapte în care, în interval de o oră, am avut 3 solicitări pentru femei care au ingerat medicamente în scop suicidar. Cele 3 persoane care au ingerat pastile, după ce și-au dat seama de gravitatea faptului, au sunat la ambulanță. Una din ele chiar foarte panicată că își pierde viața. Este vorba despre femei cu vârste de la 21 la 32 de ani din Ploiești, Florești și Urleta. Din fericire, au scăpat cu bine. Asemenea situații sunt de regretat și am dorit să nu mai avem solicitări pentru asemenea cazuri. Sunt lucruri care se întâmplă pe un fond destul de precar din punct de vedere psihologic. Polițiștii au intrat și ei pe fir, cum de altfel fac în asemenea situații. În cazul unor sinucideri sau tentative la sinucidere, polițiștii efectuează cercetări pentru a verifica dacă modalitatea de producere sau mecanismul de producere a rănilor suferite de persoana vătămată au fost cauzate de o terță persoană, respectiv dacă cumva sinuciderea a fost înlesnită sau determinată de o altă persoană, caz în care se deschide dosar penal pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură judiciară, respectiv lovire sau alte violențe, vătămare corporală gravă, tentativă la omor sau chiar omor. Deocamdată au fost deschise dosare penale în aceste 3 cazuri. Se fac verificări pentru a se stabili dacă în cauză există indicii cu privire la săvârșirea vreunora dintre faptele la care m-am referit anterior. Conform statisticilor medicilor, cele mai multe apeluri în cazul tentativelor de sinucidere sunt venite din partea femeilor.